ascultători care cu mare drag ne urmăriți de fiecare dată și cuvintele dumneavoastră sunt cele de laudă care ne dau puteri de a merge mai departe, de a veni zi de zi spre noi surprinși care ne așteaptă cu mare drag. Azi batem calea la Fuleștii Noi, la frumoasa doamnă Eugenia, care se bătărește vârsta admirabilă de 60 de ani. Deci, din partea fiicei și juniorilor de la Rusia, au apelat la noi să venim cu mare drag la mica lor cu o surpriză frumoasă organizată din tot sufletul. Deci, împreună cu dumneavoastră, mergem să surprindem frumoasa doamnă și vedem ce va avea de parcurs. Bună ziua, stimată doamnă Eugenia! Astăzi vă batem cu drag la casa dumneavoastră, venim din partea cu Eva Drag să vă surprindem cu mare drag, căci suntem surprize la tine acasă, echipa care prestează serviciul de surprize neașteptate din partea cu Eva Drag pentru cineva drag. Azi cineva a apelat la noi să venim să vă surprindem de bună dimineață, să vă facem ziua mai frumoasă chiar de la început, să știți că cineva drag vă este alături cu gândul, cu sufletul și inima. Și de obicei întrebăm surprinșii noștri concret din partea cui vine această surpriză. Da, mă stimată doamnă, copiii dumneavoastră au apelat cu mare drag la noi și ne-au rugat căci sunt departe și acest dor care îi face să tânjească după mamă, să tânjească după cei dragi lăsați acasă, să apeleze la noi, să venim la dumneavoastră să vă aducem această tortă care au comandat-o cu mare drag la vârsta frumoasă a dumneavoastră de 60 de ani pe care îi împliniți. Mi-a spus doamna Adela că vrut din tot sufletul să fie astăzi la sărbătoarea dumneavoastră, însă posibilitățile din străinătate nu întotdeauna coincid cu dorințele noastre de aici, de acasă. Această floare este la fel din partea copiilor dumneavoastră. Doamna Adela mi-a transmis niște cuvinte. Mi-a transmis ceea ce simte ea în suflet la momentul dat. Eu am încercat cu mare drag pentru dumneavoastră, ca mamă, cu mare drag pentru doamna Adela, ca persoana care a apelat la echipa noastră, să le fac în versuri. Sper mult să le primiți la suflet și la inimă și să vă rămână amintire. Scumpă mamă, draga noastră, am plecat de mult de acasă, căutând mai bună viață și te-am lăsat pe tine acasă. Știu, măicuță, dorul apasă și vrei să venim acasă, să ne vezi pășind pe prag, să ne strângi la piept cu drag. Căci grija ta părintească ne-ai purtat-o de copil, când rămasă-i singurică să ne crești prin greu și chin. Trei rămasem la mămica, pe toți trei ne-ai ridicat. Ai muncit din greu, mămico, dar la toți un rost ne-ai dat. Azi sunt mamă și soție, am și casă și avuție și mereu exemplu ai fost să-mi găsesc în viață un rost. Draga noastră, mamă scumpă, îți dorim o viață lungă, iar 60 ce în ușă bate să-ți aducă sănătate. Pace în suflet, gânduri line, Domnul cu tine să fie. Să ne aștepți, mămico, acasă și să ne așezi la masă, căci viața printre străini nu e dulce ca la tine. La mulți ani, dragă măicuță, de la ta fiiculiță și de la ginere cu drag, trimitem surpriză în prag. Chiar de bună dimineață să-ți facem ziua dulceață, să ne simți alături, mamă, dulcea noastră, sfântă icoană. Cu mare drag, din partea fiicei dumneavoastră, Adela și ginerii Oliviu. De partea noastră, mă stimată doamnă, primiți sincere urări de sănătate, că dacă o să fie sănătate, să le faceți pe toate. Să știți că copiii au mare înainte și speranța la dumneavoastră să-i bucurați încă mulți, mulți ani înainte, cu prezența dumneavoastră, cu dragoste, cu acele brațe care mama îi întâmpină întotdeauna pe copiii săi, pe prag. Sănătate mult. Mulți ani, sănătoși și bușiești. Mulțumesc frumos de situația și s-o împlinit azi neașteptată. Mulțumesc frumos, așa, Fii sănătoasă. Mândea noastră tot îi dorim mulți ani, sănătoși, să ne fie mereu alături și la bine și la greu, încă ea nu este mereu, nu este greu, nu este ușor, apelăm la ea, totdeauna este cu sfatul. Îi dorim mulți ani, să ne fie mereu alături, la bine și la greu. Fără primejde, mulți ani, mulți bani, sănătate. Deva Domnul, binecuvântarea Lui peste familia dumneavoastră, peste cuibul dumneavoastră și cei care îi aveți alături. Sănătate și numai bine. Mulțumesc frumos, Adela. Da, Adela. Mulțumesc frumos. Mulțumim frumos, Adela, mulțumesc! Mulțumesc, Adela, sănătate!